deja și bine v-am găsit din nou. Data trecută v-am arătat familia Starter și pentru că familia Starter are nevoie și de larve de la o familie de elită. Iată, aceasta este familia mea de elită. Am să vă explic în ce constă. În primul rând constă în uniformitatea puietului pe rame. Iată așa, arată ea. Prezența cât mai puțin a bocilor pornite, cât mai puțin, deci să fie instinctul de roire cât mai mic. Aceasta îl punem la loc, o să vă arăt și o ramă crescută tot de această familie. Având rama de trântori, cum v-am spus, iată o ramă crescută și o oată tot uniform, în formă de eclipsă. Și acum o să vă arăt și rama de trântori, să vedeți și trântori au rolul lor într-o familie. Asta aici este acea ramă care a sărit acolo o lună de zile pusă la crescut, în vederea creșterii trântorilor. Iată, mai au puțin și pe clozeală, aceasta este ramă de trântori. Deci, cam în asta constă să selectez familii de albine și mai ales în ce face regina. Bun, acum am găsit rama din care voi lua larvele, din care e la ramă aici. Larve de o zi, două. Bineînțeles, vom alege cele care aproape de lângă ouă, aproape acolo eclozat, probabil câteva ore. Și vom muta cu celulă cu tot, ca să putem scoate regine de calitate și din care vrem noi. Nu lăsăm la voia întâmplării. Am marcat rama din care voi scoate celule, aduc o perie, că ea nu se scutură. Îi dau eu perie, cu mătul. Și vreau să organizez starterul în vederea luării acestor larve. Bine, o să vă prezint că când larvele date la starter o să fie luate în cale crescut și dăm la finisoare. Numai bine.